Episodul 4 din The Last of Us începe cu Ellie singură într-o baie, jucându-se cu pistolul găsit la Bill acasă. Ea apasă pe trăgaci, îl încarcă și îl descarcă, înainte de a se întoarce la Joel. Cei doi fac o oprire la o stație de camioane abandonată, unde fac plinul cu combustibil. Ellie încearcă să-l facă să râdă pe Joel citindu-i dintr-o carte cu bancuri, însă el nu pare să se amuze deloc. Ea găsește o revistă pentru adulți în mașina lui Bill și glumește că paginile sunt lipite între ele. În cele din urmă, ea aruncă revista afară și perechea continuă hotărând să facă tabără în mijlocul pădurii. Joel avertizează că trebuie să fie atenți pentru că oamenii pot veni și ataca, așa că pe măsură ce noaptea se apropie, își pun o lampă mare și în cele din urmă dorm afară sub stele. Nimeni nu ne va găsi, o asigură Joel pe Ellie, în timp ce se pregătesc să doarmă. Cu toate acestea, Joel nu este liniștit și preferă să stea de veche pentru a se asigura că nu au parte de vreun atac surpriză. Perechea continuă dimineața și ajung în Kansas City, dar drumul este blocat, forțându-i să ocolească mai adânc în oraș. În timp ce Ellie se chinuie să citească harta, apare un bărbat care se preface rănit, iar apoi îi atacă. Joel încearcă să accelereze pentru a scăpa, dar trec peste o bandă cu țepi și intră cu mașina într-un magazin abandonat. Joel îi cere lui Ellie să se strecoare printr-o gaură din zidul din apropiere și să se ascundă în timp ce el are grijă de atacatorii care apar și încep să tragă. Ellie este cea care îl salvează pe Joel de un tip care îl sufocă, împușcându-l în spate. Joel îi ordonă să se întoarcă prin gaura din perete înainte de a-l ucide pe tip cu un cuțit. La avampostul Fedra, o femeie pe nume Kathleen încearcă să găsească un bărbat pe nume Henry și pe fratele acestuia. Se pare că Henry l-a turnat pe fratele lui Kathleen autorităților, iar acesta a fost ucis. Ea știe că Henry este încă în oraș și vrea să-l vâneze și să-l omoare din dorința de răzbunare. Kathleen pune un pistol la capul unui bătrân, un tip care se întâmplă să fie chiar medicul ei, și cere informații despre Henry. Bătrânul nu spune nimic, iar un sunet puternic de claxon o aduce pe Kathleen afară să verifice ce s-a întâmplat. O mulțime întreagă de oameni sunt aici, care urmăresc cum soldații aduc două cadavre. Sunt cadavrele celor care i-au atacat pe Joel și Ellie. Kathleen ordonă tuturor să afle cine a făcut-o și să-i facă să plătească, apoi se întoarce și îl ucide pe bătrân. Kathleen găsește dovezi că Henry și fratele său Sam sunt încă în oraș. Din păcate, subsolul găzduiește ceva mult mai urât, pe măsură ce pământul crăpat începe să zvâcnească și să bubuie. Kathleen decide să sigileze clădirea și să ascundă asta de ceilalți. Se pare că grupul din care face parte Kathleen nu sunt Fedra și nici nu sunt licurici, ci se întâmplă să fie oameni obișnuiți care își câștigă existența. Joel și Ellie se află în interiorul unui bar cu ferestrele acoperite de ziare, uitându-se cum oamenii caută prin apartamentele din apropiere. În timp ce se ascund, Joel își cere scuze de la Ellie pentru că a fost forțată să împuște pe cineva, dar ea admite că nu este prima dată când împușcă pe cineva. El o învață cum să țină arma corect în mână, înainte ca perechea să se pregătească să plece mai departe. Vom trece peste asta, îi promite Joel lui Ellie în timp ce încă se ascund de oamenii care îi caută. Joel și Ellie ajung la un complex de apartamente și hotărăsc să nopteze aici. În timp ce își pregătesc locul pentru a se odihni peste noapte, Joel se înmoaie și începe să râdă la glumele lui Ellie. Când se trezesc, buna dispoziție dispare, Henry și Sam sunt acolo, ținându-i sub amenințare armei. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.